textilistă, Lucia Tușcașu, a venit tocmai de la Suceava să ne onoreze cu lucrări de tapiserie și nu numai. Sunt lucrări selectate dintr-o perioadă lungă de timp. Eu văd aici un mix de tehnici. Cunoaștem toți, absolut toți cunoaștem activitatea bogată, frumoasă a Luciei Tușcașu. Este o prezență foarte activă atât în Suceava, acolo unde își are și reședința, dar și pe Simeze, la bază de expoziții de aici din București. Bienale, trienale, expoziții cu caracter național. Și are și expoziții personale, foarte multe. Am făcut și un catalog, un album pentru acest moment, pentru că alimentează o vârstă profundă. Da? Eu lucrez anul acesta, adică îmi schimb prefixul, cine mă cunoaște, știi, dumneavoastră ghiciți, eu nu mi-am spus vârsta. Așa că este cazul. Și întotdeauna când... Îi urăm la mulți ani. Să-i urăm la mulți ani. Ziua mea nu este acum, este pe 31 august. Este anul acesta. Dar să-i spunem la mulți ani, pentru că acum avem ocazia, suntem aici, alături de ea. Și îi mulțumim pentru prezență. Am alături de mine, l-am pe domnul președinte al filialei de artă decorativă Bogdan Poșbotă. Da? Așa. Și, noi, și domnul Silvan Ionescu. Da? Care va vorbi despre, va prezenta opera Luciei Tușcașu. Vă mulțumim frumos pentru prezență. Onorată asistență, Lucia Tușcașu este o personalitate și o persoană marcantă pe simețele naționale și un nume pentru artă decorativă românească. Ceea ce este de remarcat la ea, că este o artistă complexă, chiar în această expoziție se vede foarte bine, că lisează cu multă eleganță și cu multă temeritate, de la grafică, la pictură și la tapiserie, nefiind lucrările de grafică sau de pictură, cartoanele de tapiserie, așa cum s-ar putea crede, sunt lucrări în sine. Veți remarca peisaje, compoziții cu personaje care nu se pot găsi în lucrări de tapiserie, unde este relativ sintetică, este decorativă, este ușor abstractă în anumite situații și știe foarte bine să folosească culoarea, tonalitatea, exact în spiritul pictorului. Nu veți putea găsi acele cloazonări pe care de obicei textiliștii le folosesc pentru a-și limita anumite spații, ci o compoziție de o picturalitate deosebită. Are câteva teme preferate, are surorile, are dansuri, are castele, trepte de castel, anotimpurile, care te poartă cu gândul la verdurile din secolul al XVI-lea și al XVII-lea și la lucrările lui Jean Mursa, fără a fi nici măcar citate, ci este vorba de o legătură peste timp pe care Lucia Tușcașu o poate face cu foarte mare dexteritate și cu foarte mare acribie artistică. Câteva lucrări de mari dimensiuni arată capacitatea sa de a vedea în mare și de a putea să susțină subiectul prin formă, culoare și linie. Cum multe dintre aceste lucrări sunt, așa cum am spus, deosebit de picturale, poți să sesizezi ductul pe care l-a folosit, poți să sesizezi pata pe care a jucat-o prin firele pe care le-a împletit. Cu o extrem de mare capacitate de a trece prin genuri, prin stiluri, prin epoci. Ea face, practic, o sinteză în ceea ce înseamnă tapiseria românească, putând să ilustreze atât de bine povești, putând să ilustreze texte,
pentru că este și o bună naratoare. Veți putea remarca în câteva dintre aceste lucrări o tramă narrativă pe care fiecare, ca o operă deschisă, o poate interpreta așa cum dorește. Dar lucrul cel mai important în creația Lucii Pușcașului este această picturalitate și calitățile deosebite cromatice pe care le stăpânești. Mi se pare suficient ca să o caracterizezi.